Micul Mac-Mac și domnul Blănos. Bucătăria pentru începători. Dacă nu-i gata cina la timp, ai încurcat-o, motanule! Începusem să ne facem griji că ai căzut în căldare. Don, stai puțin. Ce-i cu fiertura asta? E magică! Știi, ar mai merge niște umbra nopții. Mi-ai citit gândurile. Vino să culegem din grădină. Oh, ierburile! Și cum să mai fierbem poțiunile acum? Thomas, cât timp noi înlocuim ierburile astea, fii drăguț și prinde dăunătorii care ne-au distrus grădina. Viitorul tău de motan de casă depinde de asta. Emotion 24/7, not just once a month. Old Max, we go everywhere together, right, boy? At Pet Stuffers, we know there's nothing like a relationship between a man and his dog. Sometimes you just can't let go. Max, you didn't eat your food. That's the second week in a row. Max. When the unspeakable happens, just put your four-legged friend in the refrigerator or freezer. Then call Pet Stuffers. We'll be there within a week to pick him up, and in less than a month, he'll be back as good as new. Through an ancient Egyptian miracle process called taxidermy, you and your best friend will always be together. Yeah, that's a good dog. Pet Stuffers, when you just can't let go. And coming soon, grandparents forever. Highlighted hair? Vacant brain dead look in your eyes. Something missing? Complete the look with men's eyeliner at Vice City's one-stop shop for people who are cool when they cry. Wow, you look ambiguous. Complete the look. Așadar, domnule Motanel, ce vrei să facem acum? Oh, te-a face ascunsele din nou! Thank you.
toma o la deja. La vida es una lenteja. O la toma o la deja. Presupun că are de-a face cu domnul înalt, întunecos și fioros, nu-i așa? Trebuia să-mi fi dat seama ce conținea mâncărica pe care ai fiert-o. Nu vei putea niciodată să o anulezi cu vreo poțiune. Fără grădină nu ai niciun ingredient. Motan naiv, glumești, nu? Numai poțiunile anulează poțiunile. Ai putea folosi oglinda reversibilă de acolo. Bestia trebuie să privească în oglindă rapid. Va reveni la normal. Din fioroasă și înspăimântătoare, va deveni încântătoare. Ce facem acum? This is cop business, sir! Vai de mine! Ne jucăm iar de la fața spunselea. 1000, 2000, 3000, 4000... Thank you.